Altitude, enormous chest ache. He waited half an hour, watching their chests rise and fall, before he dared to stand up. He reasoned it was safe to leave his post. If anything happened, he'd hear it across the house. Ok. Stați că... 1. Să mă descalz. Și 2. Că trebuie să mă liniștesc. Dați așa. Sunt comode sândăluțele astea, dar n-am mai umblat de foarte mult timp pe tocuri. O să întreb puțin vlogul ăsta, de cursul vlogului, pentru că vreau să vă zic ceva, fiindcă mi s-a întâmplat acum o chestie și... Sunt foarte furioasă, în primul rând. Sper că mă vedeți, pentru că de dimineață până să plec, deci fix până să plec de acasă, mi-a căzut camera și nu mai văd nimic pe display. Deci sper din tot sufletul că mă vedeți, că eu nu văd nimic în display. Camera funcționează, dar nu mai funcționează display-ul. Este fix ce-mi trebuia în secunda de față. Deci era fix, este fix ce-mi trebuia. Dar în fi, trecem peste. Nu asta e problema. Problema este că... Nu știu cum am ajuns în era în care... Copii de 8 ani își permit să hărțuiască femei în toată firea. Deci eu nu știu în ce lume trăim și nu știu unde mai putem să ajungem cu degradarea. Fiindcă mi se pare deja înfiorător unde am ajuns. Nu mai pot, deci efectiv nu mai suport. Acum mi s-a întâmplat o chestie și mi se pare strigător la cer că... Am ajuns ca societate în punctul în care un copil de 8 ani să hărțuiască o femeie. Fiindcă veneam de la autobuz și m-am trezit că un puștiuligă care mă tot urmărește de ceva timp, are 8-9 ani maxim, n-are mai mult, îl știu și pe Tasu, l-am avertizat și pe Tasu și i-am zis, băi, ai grijă de copilul tău, că nu e ok ce se întâmplă. Și cu toate astea, acum... A făcut o chestie, mergea pe bicicletă și din mers așa a vrut să-mi dea o palmă peste fund. Mă rog, a și reușit în mare parte. Și mi se pare absolut înfiorător că încă avem discuții la nivelul Hai, Doamne, dar de ce vă plângeți voi femeile de hărțuire sexuală? Dar ce e așa mare lucru? Dar... Bă, e dezgustător! Este umilitor, este dezgustător, este enervant, este trist, este jenant pentru mine, pentru că eu în momentul ăsta, bine, a fugit și n-am avut nici ce să-i zic, nici n-am apucat să-i zic nimic. Asta e și partea și mai proastă. Și este umilitor pentru mine ca femeie că nu pot să ies pe tocuri și în rochie pe stradă, fiindcă se găsește un dement, fie el și adult, să-mi zică ceva. Deci mi se pare absolut... Deci nu mai pot, m-am săturat. Și lumea vine și îmi zice, da, mută-te dacă nu-ți place aici, nu e ok. Nu e ok să trebuiască eu să mă mut pentru că sunt niște mizerabili care nu își educă copiii. Pentru că ăla, clar, la 8 ani, el nici nu conștientizează exact ce a făcut. Eu știu clar că el habar n-are ce a făcut și vorbește urât și își bagă și scoate și vorbește de toate alea. El habar n-are ce înseamnă toate chestiile astea, dar le-a auzit la adulți. Le-a auzit la adulți, care adulți nu s-au preocupat să le duce. Și când vă spun că educația este esențială și că este vitală și că... Numai așa putem să ne salvăm ca societate, la asta mă refer. În primul rând la asta, să nu ne mai comportăm ca niște animale din peșteră, ca niște animale din junglă. Deci jur că m-am săturat, am mai ieșit într-o zi, m-am dus până la magazin, eram în rochie, dacă nu m-au claxonat 50 de mașini, nu m-a claxonat nimeni. Și grotesc! E grotesc! Și nu înțeleg de ce eu trebuie să mă simt așa. De ce... Tot pe mine cade ideea asta de a mă simți rău. Ei n-au nicio mustrare de conștiință. Cei care acționează așa n-au nicio mustrare de conștiință. Se simt chiar foarte ok. Sunt foarte mândri de ei. Că și asta a plecat cu bicicleta și urla, că mai era cu unul, și urla la ăla. Și mamă, ce-a făcut, mă? Nu mi se pare ok.
Doar pentru că ei își văd mamele în papuși de plastic, în colan și în coc, în vârful capului, nu înseamnă că altă femeie care iese pe tocuri trebuie agresată și trebuie să țip după ea și trebuie să-i strigi tot felul de mizerii după ea. Și dacă mă mut, cum zice lumea, că sunt unică, dacă nu-ți convine, mută-te! Unde să mă mut? Că e peste tot așa. Peste tot e plin de specimene din astea. Toți fac așa. Fiindcă încă suntem în epoca în care noi, femeile, suntem un bun al bărbaților și dacă le convine lor, ceva trebuie să facă. Deci m-am săturat efectiv de grobienii ăștia care nu știu să se comporte. Care au impresia că ar trebui să mă simt flatată când strigi mie cine știe ce măscări sau că mă pipăi prin metrou sau că faci orice chestie de genul ăsta. Terminați cu prostiile astea și încercați să vă educați copiii, că nu e ok. Bine, și eu vorbesc ca să nu adorm, pentru că știu că cine mă urmărește nu se încadrează în categoria asta. Da. Vă jur că dacă aș ști o soluție ca să se încheie toată nenorocirea asta, să se împuțineze specimenele astea, aș pune în aplicare, dar nu știu. Singurul lucru pe care știu să-l fac este să îndemn lumea la educație, să se educe, să citească, să iasă, să vorbească, să caute. Ceea ce bineînțeles că nu prinde, că educația doare. Hai că m-am mai liniștit un pic. Scuze pentru asta, dar nu mai pot, efectiv nu mai pot. Sunt chestii pe care nu le spun pe video și n-are sens să le spun și n-are sens să vorbesc despre ele constant, să mă plâng, dar la un moment dat efectiv nu mai pot. Nu mi se pare că sunt atât de diferită de restul lumii, mi se pare că sunt un om normal, mi se pare că așa arată un om civilizat, normal, care se îngrijește și nu mi se pare că chestia asta ar trebui... Să provoace reacții atât de mizerabile. A, că vii să-mi zici, bă, ce bine arăți astăzi, că arăți bine, că uite ce bine stă în rochie, că ești frumoasă, ok, mulțumesc și trecem peste. Dar nu să vii, să țip. Da, scuze. Oh, scuze. Ok, hai să ne calmăm. Evenimentul. Foarte drăguț. N-am mai fost la un eveniment de ani de zile. V-am zis, cred că de dimineață, nu mai știu dacă v-am zis de dimineață, dar am fost mai mult împinsă de tătucu. Mă rog, împinsă. Mi-a zis tătucu, bă, te duci că eu sunt în concediu. Ea e în concediu în perioada asta și zice, uite, e un eveniment cu Vegeta. O știe pe PR-ul de la... care face PR pentru Vegeta, pe tipa care face PR pentru Vegeta, pe Mariana și zice, uite, e drăguț, zice, nu vrei să te duci tu în locul meu, că oricum eu în perioada asta sunt într-o transformare așa și așa aveai nevoie de un pic mai multă expunere pe partea asta și zice, da, zice, te duci tu în locul meu. Zic, da, bineînțeles, să rămân, îți dai să-mi vă dați seama că n-am zis că nu mă duc, na, așa. Și am ajuns acolo, e evident, e altă lume pentru mine, pentru că nu știam pe nimeni. Am ochit-o pe Andreea, pe Andreea Mocanu, cred că o știți de pe Instagram sau de pe TikTok, mie pe TikTok mi-a apărut cel mai mult. Și am ochit-o, am pus mâna pe ea și nu i-am mai dat săraca. La un moment dat i-am zis, băi, dacă vrei să te duci, ignoră-mă, adică nu, așa. Deci am pus mâna pe ea și nu i-am mai dat drumul, pentru că nu știam pe nimeni de acolo. Oricum, oamenii în general la genul ăsta de evenimente, deși pare că sunt foarte sociabili, nu. Sunt tot grupuri, grubulețe, bisericuțe, bisericuțe și nu am avut cu cine să interacționez, nu știam pe nimeni, deci nu. Așa, prin urmare, da, da, evenimentul drăguț cu Vegeta a fost un fel de treasure hunt acolo. Eu v-am zis, am stat, am povestit cu Andreea, ne-am mai împărțit așa impresii din online, mi-a mai povestit una alta despre TikTok, că ea face mai mult TikTok. Ea are foarte mulți urmăritori, nu știu, 180 și ceva de mii pe TikTok, eu am vreo 100, așa, și nici nu prea prinde TikTok-ul meu și am plecat de acolo cu o cutie și nu știu, nici nu știu ce e în cutie, că n-am apucat să mă uit, fiindcă de la eveniment m-am dus direct la autobuz și am venit acasă, am luat un Uber și m-am dus direct la autobuz, că și stomacul meu, nu știu, nu mă simt super bine cu stomacul și zic, bă, mai bine mă duc acasă. Nu știu ce e în cutie, dar să știți că mie cutia asta îmi place foarte tare. Este cutie din aia super catifelată, așa. Chiar vreau să-mi găsesc astfel de cutii. Odată că-s bune de decor, că arată bine și în al doilea rând că
sunt practice, sunt super solide. Deci, nu știu ce e în cutie, dar sarmona pentru cutie. Ca să zic așa, celor de la Vegeta. Într-adevăr, a, Mariana, că vorbeam de ea, foarte, foarte drăguță. Așa, și avem aici, wow, mamă, o grămadă de produse din astea de la Vegeta. Acum, la drept vorbind, la un modul cel mai onest, eu singurul condiment din asta pe care îl mai pun în mâncare extra este Vegeta. Deci de ani de zile folosesc și s-ar putea ca în holurile trecute cu alimentare să fi văzut că eu folosesc Vegeta. Nu folosesc alte prafuri din astea pentru că sunt super chimice și le simt. Le simt diferența. Vegeta mi se pare că este singura care a rămas Vegeta. Bine, are într-adevăr foarte multă sare, are așa, dar Vegeta la origini, dacă vreți să luați rețeta strâmbească, Vegeta la origine are foarte multă sare. Că așa se face. E conservant pe bază de sare. Asta înseamnă Vegeta. Și dacă mi-aduc eu bine aminte și nu mă înșală pe mine memoria și sârbii cu care m-am întâlnit, care așa, Vegeta este strâmbească. Asta dacă nu mă înșală memoria. Corectați-mă dacă greșesc. Anyway. Și aici avem așa un borș. Borșul cel mai probabil îl voi da lui vecina mea pentru că eu nu mănânc borș, știu. Toți abonații mei din Moldova se vor strâmba la mine, dar nu. Uite, asta e Vegeta pe care o folosesc eu. Constant. Asta e. De asta o folosesc. La supă, mod special. Când mai fac supă, mai pun, mai pic cât un pic din asta. Sărez cu asta, nu să sărez cu sare normală, că da, așa, dar nu folosesc tot timpul, dar când folosesc, folosesc Vegeta. Așa. La, așa, borș nu mănânc. Mie nu-mi place borșul. Partea mea moldoveancă din mine, partea aia moldoveancă din mine n-a acaparat și borșul. A acaparat doar usturoiul din partea Moldovei. Deci știu că vă veți supăra pe mine, dar asta este. Eu sunt, în ce privește ciorbele, sunt ardeleancă și la mine ciorbele, nu supele, ciorbele sunt dulci. Evident și că supele sunt supe. Așa, și avem o Vegeta de găină. Avem o Vegeta original, asta de clasic, în general asta clasică cu lăcuma acolo să sunt cu găină. Așa, ce mai avem? Un borș aici cu ceva, cu verdeață. Un borș cu verdeață. Fain. Dar v-am zis borșul, cred că niște nudăși de ăștia. Ăștia-mi plac, să știți. Așa. Încă un borș. Borș cu legume. Deci avem borș cu verdeață și borș cu legume. Și cubulețe, bă, cubulețe ce-i drept n-am mai folosit de ani de zile. Cub de găină, cub de vită și cub de legume. Asta așa. Cubulețe chiar n-am mai folosit de mult timp. Foarte, foarte ok. Un tocător care arată foarte cute. Cred că ar trebui să fie un porcușor, nu? Nu? Probabil, nu știu. Așa îmi inspiră mie forma asta. Foarte drăguț tocătorul. Chiar nu mai avem tocător, chiar zilele trecute mă gândeam că trebuie să-mi cumpăr un alt tocător. Fiindcă, și avem aici, nu știam ce miroase bine. Cimbru, dar cine a avut cimbru mult anul ăsta? Eu. Avem cimbru, ardei iute și un usturoi. Am crezut că e ceapă. Și săculețul ăsta care este foarte, foarte util pentru, uite, pentru genul ăsta de frunze. Super, să rămână. Dar să știți că tot mai tare mă bucur de cutie. Așa, și mi-a mai ajuns un colet pe care l-am comandat. Eu de care sunt mega entuziasmată. Sunt super, super entuziasmată. Stați că nu știu unde e Farfeca. N-am găsit Farfeca, dar am găsit un cartel. Deci, am înnebunit de tot cu TikTok-ul. Deci, haideți să vă zic la ce mă uit eu cel mai des pe TikTok. Deci mă uit la Restock, știți? Clipurile alea cu Restock din frigidere. Mă uit la clipurile alea cu curățat de covoare. Vai, deci aș putea să vorbesc cu voi o jumătate de oră numai despre treaba asta, cu curățatul covoarelor, dar trecem. Deci știți clipulețele alea în care sunt tipii aia care curăță covoare? Ai, Doamne, cât de satisfying sunt pentru mine! Și, mai nou, noua obsesie este cu un puzzle. Este o tipă din America. Are un puzzle și primește provocări de la urmăritorii ei să așeze piesele într-un anumit fel și după aia să facă puzzle-ul. Nu vreți să știți că m-am uitat într-o seară, până la două noapte, numai la clipulețe din astea cu ea, cum făcea puzzle-uri. Deci am înnebunit, cine mă ochi așa la un moment dat, nu putea. Și ce credeți că am făcut?
Că n-am multă minte, că dacă aveam multă minte, poate făceam altceva mai interesant în viața asta. Contribuiam la binefacerea omenirii cu altceva. Dar având în vedere că n-am suficientă minte, nu. Ce am făcut? Am intrat pe net, pe Google, pe Google, cum ar zice o profesoară de-a mea de la master. Pe Google am intrat. Stați așa să tăiem fără să punem adresa în prim plan. Și am căutat să văd dacă se găsește acel puzzle și la noi. Pentru că, nu știu cum să vă zic, dar dacă nu se găsea acel puzzle la noi, îl comandam din China. Dar se găsește acel puzzle la noi. La noi se numește IQ Puzzler Pro. Ea îi zice altfel. Nu mai știu să vă zic cum îi zice, dar îi zice altfel. O să vă arăt imediat despre ce este vorba. Este o cutiuță în care sunt niște piese. Și un om ca mine care n-are multe în minte, așa. Deci cutiuța e cam așa. Poți să faci puzzle și aici pe spate sau aici. Adică ai astea de diferite forme, biluțele astea, și trebuie să le scoți și să le faci iarăși puzzle aici. Fiindcă ele vin pe culori, de exemplu, nu știu, astea așa, da? Provocarea pe care o primește tipa aia la care mă uit eu. Provocarea este să ia blocul galben, da? O să le țin așa să nu cadă. Ups, au căzut. Blocul galben, sau portocaliu ce este, galben, galben, este galben. Da. Și ea le pune într-o formă și de aici trebuie să le ia să le pună pe celelalte, astfel încât să completeze puzzle-ul. Și să păstreze primele două piese în locul original. În locul inițial în care își propusese. Deci, nu vreți să știți că am înnebunit, efectiv, am înnebunit uitându-mă la clipulețele ei. Bine, uite, aici ce-am făcut eu noi, bine că sunt două goluri. Și îmi trebuie și mie puzzle de asta. Vă aduceți aminte când am luat ăla... Ia, unde e? E pe aici. Ah, e aici. Ăla cu cerculețele alea. Vă aduceți aminte? Când eram cu Aniela și cu fetița ei și am luat ăla cu cerculețele, de apăsam pe butoanele alea și săreau cerculețele alea în toate direcții. Două săptămâni am stat și am făcut la puzzle-ul ăla în continuu. Deci că și ăla e tot un fel de puzzle. Și am făcut la ăla până mi-au sărit capacele, doar că m-am plictisit de el și de aia stă acolo în cutie pentru moment. Fiindcă l-am făcut de atât de multe ori încât acum îmi iese foarte repede. Adică umplu bețele alea cu cerculețe foarte repede și... da, nu, devine plictisitor. Mie îmi plac puzzle-urile, dar nu orice fel de puzzle, știți? Adică mie îmi plac genul ăsta de puzzle-uri mai mult. Uite, de exemplu, aici aveți exemplu de cum puteți să aranjați piesele. Că vine cu cărticica asta și îți arată cum poți aranja piesele. Mie îmi plac puzzle-urile, dar nu alea neapărat în care... pui și îți faci imaginea la sfârșit. Și alea îmi plac, dar alea mă plictisesc la un moment dat. Dacă nu reușesc să le dau de cap foarte repede, mă plictisesc. E, în schimb, genul ăsta de puzzle-uri, când am piese din astea, așa, ceva ciudat, sau cum e și cubul Rubik. Oh. Deci este ăla e următorul pe lista mea. Am mai avut cub Rubik, dar nu era de calitate și mi se tot agăța când îl învârteam. Trebuie să-mi cumpăr unul ca lume din ăla. Știu eu de care, că am văzut undeva la cineva un cub Rubik din ăla de firmă, ca să-i spunem, așa. Și m-a înnebunit cu el, că e super, adică se mișcă super smooth, așa. Știu eu că trebuie să sune într-un anumit fel când îl învârți și ăla îmi place. Știți, genul ăsta de puzzle îmi plac mie, nu neapărat alea clasice. Așa, deci, da, nebunia... Na, în momentul de față, asta o să fac, dar ce am de făcut acum, afară bate foarte, foarte tare vântul. Voiam să ies afară să fac câte ceva pe afară și de 4 zile bate într-una vântul de zici că devine taifunul, nu știu, e dezastru. Mă rog, așa e la mine aici, e o chestie normală când vine toamna, da. Așa, e ceva normal pentru mine, pentru zona asta, dar... nu pot să fac nimic pe afară și chestia este că am foarte multe materiale de filmate, prefilmate, de aranjat, de făcut. Acum,
să înțelegem. Asta nu înseamnă că o să și aveți mult content. Că eu de multe ori am multe materiale de făcut, dar nu ajung la voi toate, știți? Și trebuie să le sortez acum, să le sortez, să editez, să nu știu ce. Și vedem ce iese, ce vine, ce ajunge la voi. Dar, da, cel puțin o jumătate de oră mă voi juca cu această nebunie. După care ne apucăm de treabă, că sunt foarte, foarte curioasă. Ia să vedem. Blu și blu. Yeah. Iată așa. Au căzut asta. Hai să vedem dacă pot să le fac. Sunt foarte, foarte curioasă dacă pot să le fac. Bună dimineața, ce faceți? Avem cameră nouă. Nu știu dacă sesizați diferența. Voi încerca să văd dacă pot să pun bucățile astea de clip, să le atașez celuilalt clip când am fost la eveniment, la Vegeta și am fost în oraș și toate cele, pentru că, că camera asta filmează 4K și nu știu dacă merge să pun ambele versiuni de video. Plus că camera asta vine cu un microfon atașat, mă rog, am atașat eu. Și sunt foarte curioasă dacă se aude mai bine, dacă vedeți diferența. Chiar să-mi spuneți în comentarii dacă se vede mai bine. Încă nu m-am obișnuit cu ea. Am încercat ieri să mă joc puțin cu ea și cu setările și cu toate cele, că e diferită de cealaltă pe care o aveam eu, care unde este, doamne, unde am pus-o? Ah, chiar în fața ochilor mei. Asta, Sony-ul meu, scump și drag, pe care o iubesc foarte, foarte, foarte tare și mă gândesc că, ca în viitorul apropiat să vedem dacă se poate să duc să îi schimb display-ul, că poate... Da, așa, dar ca idee m-am jucat cu setările, încă nu m-am adaptat cu ea, nu știu cum se aude, cum se vede, am filmat și fără microfon și cu microfon și nu mi se pare că e mare diferența. Dacă vi se pare că este o diferență semnificativă și mai ales în bine, let me know. Singura chestie care mă deranjează maxim la această cameră este că are ecranul în partea asta. Adică, în loc să se rabateze ecranul, cum se întâmpla la asta, ca să pot să mă uit deasupra, ecranul este în partea asta și cel mai probabil o să mă vedeți că iar îmi fug ochii către ecran când filmez. Pentru că așa se întâmpla și la camera pe care am avut-o înainte. Ăsta e
Îmi fugea camera, o îmi fugeau ochii încolo, o să încerc pe cât posibil să mă uit în lentilă, nu în monitor, dar da. Și avem cameră nouă, avem și trepied nou, avem și o grămadă de ustensile noi, acum să vedem dacă e mai bine sau nu. Pentru moment asta este o cameră provizorie, nu intenționez să rămân cu ea, dar având în vedere că mi-a stricat planurile pe care le aveam pentru cameră, că v-am zis, eu aveam un plan să-mi cumpăr cameră, deja am pusesem un plan de la începutul anului să-mi schimb camera, pentru că asta e bătrânică deja și foarte uzată și am muncit mult, mult de tot, dar vreau altceva, tot un Sony, dar altceva și mă gândeam să o iau la sfârșitul anului, a intervenit problema asta și atunci am dat-o pe asta să vedem provizorie, cum filmează, cum se vede. Chiar și am probleme cu focusul, că nu știu exact cum se pune focusul, că nu se pune la fel ca la asta și până îi dau de cap, bear with me. Dar astăzi este o zi magnifică însorită. Ar trebui teoretic să fie final de septembrie, dar e o vară cât se poate de miraculoasă. O să mergem puțin să facem niște shopping și după aceea cred că ar trebui să ne apucăm de acel reset. Cum am zis, e final de septembrie și deja acum am obișnuit de 2 luni încoace. Fac acel reset care să știți că îmi prinde super bine și mă ajută super mult și mi-ar plăcea dacă aș putea astăzi sau tot în vlogul ăsta, nu știu dacă neapărat astăzi, să decorăm puțin. Să decorăm puțin pe aici, pentru că dacă vedeți voi, știți că am dovlecea pe care i-am cumpărat de la Primark, Sinsay și de bun de Dumnezeu i-am mai luat și mă gândesc că poate îi mai merg astăzi și mai găsesc ceva interesant de decor. Și facem un pic, decorăm puțin de toamnă, pentru că în septembrie nu mi-a venit să decorez de toamnă, că e prea cald, adică au fost 35 de grade în unele zile la mine aici. Poate în alte părți ale țării a fost mai rece și am văzut că a fost mai rece și a plouat, dar aici au fost și 35 de grade și 37 de grade. Adică, da, să mă apuc să decorez de toamnă în septembrie la 37 de grade, parcă nu mă vine. Așa că zic să derulez treaba asta acum, când înainte de a începe octombrie, chiar dacă e cald. Da, mă rog, așa. Și încă o mențiune pe care voiam să o fac apropo de chestia asta cu decoratul, am mai văzut oameni care tot așa spuneau că vor să decoreze de toamnă sau de Halloween. Eu nu înțeleg de ce nu putem separa, că văd că în mintea unora nu se poate separa conceptul, nu pot fi separate cele două concepte. Ok, decorez de Halloween, decorez de Halloween, dar am auzit oameni care spun că ei nu sărbătoresc Halloween-ul, dar totuși decorează. Dar poți să decorezi de toamnă, adică poți să iei chestii specifice de toamnă, frunze, nu știu, ghirlande, dovlecii ăia, alte chestii care nu trebuie neapărat să aibă conotație de Halloween. Și eu asta voi face, o să mergem prin grădină, o să luăm niște chestii din alea pufoase, niște iarbă din aia pufoasă, o să vedeți, o să luăm niște crăcuțe, o să facem niște aranjamente. Adică nu trebuie neapărat să fie decor de Halloween. Poate să fie decor de toamnă și atât. Că eu nu vreau să decorez de Halloween, că nu mai e cazul, nu mă pasionează. Dar în caz că vă întrebați, da, o să încerc și eu pe aici prin bibliotecă, puțin prin dormitor, restul casei este un haos general, deci nici nu are sens să mă chinui. Da, este foarte, foarte mult praf. Evident, o să trebuiască să fac un pic de curățenie înainte de asta, dar da. Bun, cam asta am avut să vă zic, să vă pun la curent acum pe început de zi. O să mergem în oraș, cum ziceam, să facem niște shopping și după aceea, ce mai facem? Asta cu decoratul și reset-ul și toate cele. Și vom vedea. Hopefully o să pot să folosesc, am așa emoții cu camera asta pentru că v-am zis nu m-am obișnuit cu ea și este pe dos față de tot ce știam eu și de Canon și de că nu e nici Canon, nu e nici Sony, nu e nici Nikon și e pe dos față de toate și am așa emoții cu ea de cum se vedea imaginea, cum se aude, da, să vedem dacă pot să folosesc imaginea asta. Sunt foarte curioasă, foarte, foarte curioasă. Bun, hai, see you later la Alligator, ne vedem puțin mai încolo. Okidoki, cam asta este outfit-ul meu de astăzi. Este rochița asta pe care o am de la Orsay, cred că de câțiva ani buni. O știți că am pozat-o, am purtat-o de multe ori. E una din rochile pe care o port cel mai des prin curte pentru că este super, super comodă și îmi place foarte tare. Și
Am luat-o de dimineață pe mine, pentru că era curată și zic, numai bine, rămân cu ea. De obicei o vedeți că o port cu papuci, acum o am cu niște sandale nude, nu știu dacă se văd, de care uitasem, sandale nude de care aproape că uitasem, pe care nu le-am purtat foarte mult, pentru că mă deranjează cumva chestia aia în spate acolo, deasupra călcâiului, unde se prinde bareta. Nu știu, nu sunt obișnuită cu genul ăsta de sandale, știți, care să-mi acopere călcâiul și e un pic cam tare pentru mine zona aia, dar ne descurcăm. Poate mi-aduc aminte să trec și pe la o farmacie să iau niște vaselină cosmetică, pentru că este cea mai bună împotriva pantofilor care te bat, te freacă, ca să nu fac bătături, dar în rest, să zic, mi se pare că merge bine. Și, ca idee, diferența pe care poate să o facă câteva accesorii într-o rochie, da? Când o port cu papuci, e super relaxată, super de casă, super simplă, când îi pun niște sandale cu toc și o geantă, parcă deja nu mai e aceeași poveste, nu? Da, geanta de la Zara, ochelari de soare și cam atât pe ziua de azi. Astăzi sunt aici cu un alt scop și cred că trebuie să plec. So, see you later, alligator. Ne vedem mai încolo. Iar m-am întors. Mi-am făcut și o cafea, pentru că de dimineață cafeaua mea a fost absolut oribilă. Sper că mă auziți, în primul rând, că sunt destul de departe de cameră. Sper că să mă vedeți, că am focus. Doamne ajută! Și ziceam că cafeaua mea de dimineață a fost oribilă. Nu știu de... A, am schimbat cafeaua. Am luat altă cafea decât iau eu în mod normal, că eu de obicei mi-o lăvață și am luat altceva și... Da, nu știu, nu mi-a plăcut, nu știu, n-am nimerit proporțiile corecte de dimineață. Hai că mai bine. Asta are și lapte din la vegetal cu vanilie. Că n-avem nici lapte vegetal și de-aia era și mai îngrozitoare. Fost la shopping, am zis că mi-au cafea, am uitat complet. Nu știu cum pot să uiți de priorități, dar uite că am uitat să-mi iau cafea. Și este relativ târziu, mai târziu decât mă așteptam, că voiam să mă întorc mai devreme ca să facem ceea ce v-am zis, cu decoratul, cu aranjatul, cu nu știu ce, dar n-am mai apucat pentru că nu o să mai apucăm astăzi, dar nu o să mai apucăm astăzi pentru că e târziu ori. Am stat mai mult în oraș, am mai avut și altă treabă. Am făcut un mic shopping, destul de aglomerat mall-ul, e mai aglomerat decât cât îmi place mie și de obicei mă duc dimineața și mă duc devreme, adică cum se deschide mall-ul și e liber. E, acum era mai spre prânz, așa, mai pe după masă, chiar și a fost destul de aglomerat, fiind și weekend. Na, e normal, dar am luat două chestii care îmi plac foarte mult și, de asemenea, încă două chestii de decor. N-am găsit tot ce mi-am dorit de decor, nici n-am umblat foarte mult. Anyway, nu-i problemă, ne descurcăm cu ce avem. Pe lângă asta, am intrat la Zara și iarăși parcă trebuie să simt nevoia să-mi spăl retina cu clor după ce am intrat la Zara. Eu am mai intrat pe site la Zara de mult, pe la H&M am mai intrat, dar nu m-a... Deci, okay, m-a tentat, dar efectiv, după ce ne-au ars retina și Zara și H&M și alte magazine cu verdele ăla, fosforescent, cu albastrul ăla super puternic, care nici mie nu-mi place, care știți că îmi place albastru, dă, așa, cu rozul ăla, cu fucsia ăla, turbat rău de tot și culorile alea toate turbate din primăvară și din vară. Deci după ce ne-au ars retina și capul cu culorile alea, acum am intrat la Zara și efectiv ziceam că sunt într-o grotă închisă la culoare, neagră și cu un pic de gri. Atâta am găsit. Deci totul era negru. Tot era negru și un picuț de gri. N-am venit. Las. Asta așa că putem trăi și fără. Bun. Hai să vă arăt ce am luat de decor. În primul rând, eu am mai fost săptămâna asta odată pentru că am avut ceva treabă și am pusesem ochii pe acest aricel.
Uitați-vă la el când este de drăguț, că are, nu știu dacă focalizează, îmi pare rău, nu știu, v-am zis încă mă adaptez la această cameră și nu știu dacă focalizează, dar uitați-vă la el cum are țepii, teoretic, sunt aurii și uitați-vă la năsuciul lui. Uitați ce năsuci are, da? Ăsta e năsuciul lui. Dacă îl pun așa, nu vi se pare că semănăm? Parcă semănăm? Da. Și ăsta este un lăricel foarte, foarte drăguț, la care mi-a rămas mie minte că l-am văzut de săptămâna trecută și mi-a plăcut și năsuciul lui și zic, hai să te iau că așa. Cât ai fost mai aricel? Cred că vreo 17 lei. 16. 15,99. Și am mai luat, pentru că erau la Sinsei, erau dovleci din aia de Halloween, cu bulu pe el, cu masca aia de Halloween, dar v-am zis că nu vreau să decorez de Halloween, vreau să decorez de toamnă. Și l-am luat pe ăsta, care este varianta mare, au într-o zi toate încheieturile, a ăstuia. Și m-am gândit că o să arate foarte bine ei doi împreună așa. Deci, foarte. Big Mama and See Baby. See Little Baby. Da, cred că o să arate foarte, foarte bine. Și ăsta a fost tot 15,99 și... Da. Așa. Și de la Stradivarius mi-am luat efectiv ceva de la Stradivarius. Și am luat două perechi de pantaloni, pentru că am găsit două perechi de pantaloni de stofă. Stofă, da. Așa, foarte, foarte drăguță. Compoziția cred că e mare parte bumbac din ce o simt eu. Ei sunt într-adevăr subțirei, dar mă gândesc că ăștia, spre exemplu, ăștia cu dungi, nu știu dacă îi vedeți, au niște dungi din astea verticale și știți că pentru minione dungile verticale sunt dumnezeiești și mai ales la pantaloni sunt din aia destul de cu talia normală, așa, și sunt drepți, după cum se vede, sunt drepți. Și o să-i probez și o să vă arăt cum vin pe mine. Au buzunare și mi-a plăcut foarte, foarte tare cum au venit pe mine. Trebuie să-i scurtez, din păcate. O să-i duc să-i scurtez săptămâna viitoare. Cred că știu eu un loc unde ar trebui să-i scurtez și unde aș putea, nu unde ar trebui, unde aș putea să-i scurtez și o să fie bine. Și m-am gândit că ăștia și pentru iarnă sunt foarte, foarte ok. Chiar dacă ei sunt subțiri, pot să iau un dres pe dedesubt. Nu e problemă că n-aș fi prima dată când fac treaba asta. Și îmi place materialul, mi-a plăcut foarte tare, că este genul ăla de material purtabil. Și am luat aceiași pantaloni într-o nuanță din asta de beș, nude, ceva, acum e și lumina proastă aici și nu mă încumet să-i probez, dar o să-i probez mâine și o să-i vedeți. Se pare că arată super bine și ăștia și chiar și ăștia, de exemplu, îi vedeam, mi-i imaginam cu o maletă neagră și cu încălțăminte neagră și ăștia să fie bej. Înțelegeți? Am unde bat? Cam acolo bat, cam în direcția aia bat și chiar am nevoie de pantaloni, că nu prea am multe opțiuni în materie de pantaloni și nici în materie de bluze. O să trebuiască să fac stop și în toamna asta de bluze, dar deocamdată nu mi-au plăcut cele pe care le-am văzut până acum, bluzele pe care le-am văzut până acum nu prea mi-au plăcut. V-am zis, o să trebuiască să îi duc la scurtat și au fost 130 de lei și acolo oferta foarte limitată în ce mă privește, dar mai sunt mai găsești câte o piesă din asta rătăcită care este clasică. De fapt, pantalonii ăștia sunt o piesă clasică vestimentară, să știți. Sunt o piesă și clasică și foarte versatilă. Și da, știu că nu e pentru toată lumea, dar mi-e plac foarte tare și mai ales fiind a little person, mă ajută să fac și eu mai înaltă, să-mi pară că am picioarele mai lungi. Și asta a fost tot cu shopping-ul, că v-am zis, Zara m-a traumatizat, la H&M nici n-am îndrăznit să intru pentru că era măcel. Și în rest, nu mai fost pe la Pick and Flop and Book, dar eu nu știu că niciodată nu găsesc la Pick and Flop and Book, niciodată nu găsesc ceva ca lumea, tot timpul mi se pare că, nu știu, senzația că e magazin din ăla, second hand, cu ce au mai rămas de pe la alții. Așa că mai avem un membru în familia noastră și tu o să vii foarte frumos pe bibliotecă. Bun, acum o să vreau să mă schimb, o să scot fetele la plimbare, dar mai târziu, nu acum că e de vreme pentru plimbare, dar e prea târziu ca să mai fac alte chestii. O să mă mai ocup eu de niște chestii din astea mici administrative pe care le mai am de făcut și eventual vorbim mai pe seară. Dar v-am zis, de curat, cred că mâine. Stați așa că mi-am adus aminte că am uitat să vă zic ceva.
Vă ziceam mai devreme că am fost la începutul săptămânii în mall cu treabă și am văzut ăsta. Dar motivul pentru care v-am menționat asta nu era pentru arici în mod special, ci pentru că, am senzația că am capul tăiat, pentru că am fost trecut prin Primark și ce credeți că am luat eu în septembrie de la Primark. Decorațiuni de Crăciun. Și am luat de la Primark un moș care se lasă în jos cu balonul. Aha. Și doi soldăței. Și doi soldăței din ăștia. Doi spărgători sau soldăței sau ce-or fi. Da, pentru că la Primark au băgat decorațiunile de Crăciun. Da. Cred că am văzut și în Pepco. Ah, apropo, Veste Mare se deschide Pepco și la mine aici, în comună. Ceea ce este minunat. O să fiu din două în două zile la Pepco. Pe lângă asta mi-am dat seama că acum, când eram la Sinsay, mi-am dat seama că sunt din astea decorațiuni și obiecte pentru ziua îndrăgostiților. Pentru Valentine's Day. Deci dacă zice cineva că s-au grăbit cu Crăciunul, ce ziceți de Valentine's Day? Ne. Așa, deci am început cu decorațiunile de Crăciun și știți de ce le-am luat? Că asta îi spuneam și doamnei de la casă, că le-am văzut și zicea, vai, cât sunt de drăguțe și zice, da, nu-i cam de vreme să le luați. Acum zic, ba da, e de vreme, dar pățesc cum am pățit cu acești stofleci, acești dovecioi. Că atunci când am fost în Primark, intrasem să văd dacă mai găsesc din ăștia, că mi-aș fi plăcut să mai găsesc. Ce credeți? Nu mai era. Și sunt foarte fericită, mă felicit că i-am luat atunci, în august, când i-am luat pe ăștia. Și, da, am zis să fac aceeași ispravă și cu ăștia. Că dacă tot am luat ăștia în august, să iau din septembrie, așa, și din... Ce să... În octombrie o să iau decorațiuni de Paște, dar nu decorez de Paște, din fericire. Dar ca să înțelegeți cum stă treaba. Deci asta, uite, asta să vă menționez, faptul că am un moș care se lasă cu balonul. Poate mi-aduce și mie un cadou sănătos anul ăsta. Serios, cum trebuie.